Salutare, prieteni! Un pui de bivoliță e foarte sensibil și foarte pretențios la mâncare. Eu acum trebuie să stau cu mâna îngăleată asta pentru că am făcut tranziția de la biberon la găleată. Motivul pentru care fac tranziția asta este că momentul în care am va învăța singură să bea din găleată, voi începe treptat să-i introduc făină de cereale în acest lapte. În felul ăsta ea va crește, va avea o creștere mai bună, va fi mai hrănită, mai îndestulată și așa mai departe. Îi dau lapte de 2 ori pe zi, câte 2 litri, dimineața și seara, și observ cu bucurie că mănâncă și fân. Mănâncă rumegă. I-am dat o tavă într-o perioadă, dar îmi ziceau oamenii că mai bine să-i dau fân. Un fân mai bunicel, dar nu o tavă. Am avut și niște provocări cu ea, pentru că pentru vreo 3-4 zile au avut deranjamente la stomac, au avut niște diaree și la niciun pui, la niciun animal, la niciun copilaj nu-i bine să aibă diaree. Așa că am fugit repede după soluții, după tratamente. Într-adevăr, creșterea bivolilor, mai ales în primele luni de viață, e o provocare. Pentru că bivolul e un animal foarte încăpățânat și foarte deștept. Ea știe că laptele trebuie să vină pe un biberon de forma asta și când îi faci tranziția la găleată, uite-te ce face. Într-una caută degetul, eu acum stau cu mâna așa pe degetul găleții și ea mă tot linge și mă tot mușcă și e frustrată, îi simt frustrarea cum dă cu limba și cu dinți în degetul meu. Unde mi-i țâța? Unde mi-i biberonul? Dar asta e o perioadă de aproximativ o lună de zile în care avem noi de lucru și cam jumate din perioada aia au trecut. Cred că încă vreo săptămână, două și va mânca singură din găleată, o să-i pun făină, după aia o să o trec doar pe făină uscată și o să aibă apă la dispoziție. Și după aia va fi, ia uite așa, ca măriuca, să mănânce singură fân, îi mai dau câte un cocean de porumb, câte un șciulete de porumb. Dar în perioada asta să știți că am și eu o frustrare, oricât de mult iubești animalele, dacă nu le iubești, nu poți să faci ce fac eu acum. Sunt ferm convins de treaba asta, pentru că ai nevoie de răbdare. Ai nevoie de răbdare și de perseverență, zi de zi. Trebuie să vii la animalul ăsta și să îi spui, na, încă n-ai învățat, încă trebuie să-ți mai dau eu cu lingurița în gură să mănânci, să mă tă muști de deget. Să mă tăt că ea să ud acum pe bărbie, pe gură, pe nas. După aia să freacă de mine. Uite-te cum mi-s hainele. Uite cum mă murdăresc eu. Dar e un sacrificiu pe care sunt dispus să-l fac o lună de zile. Pentru că nu ca e o bivoliță cu minte. Și vrem să o vedem crescând în gospodăria noastră. Să ne dea lapte. Asta ne motivează pe noi la țară și ne dă satisfacție, dragostea de animale. Sigur că ar fi mult mai ușor să cumpărăm laptele din magazin de la raft. Și acum sunt diverse opțiuni, și mai scumpe, și mai bio, și mai free range, și mai cum le numesc ei. Dar dragilor, bunicii noștri și străbunicii noștri și înaintașii noștri, cu asta s-au ocupat. Și în perioada asta, în secolul 21, în 2023, că minte naște gata decembrie și intrăm în 2024, consider că e extrem de important să ne producem noi mâncarea, pentru că fie că noi realizăm sau nu, ne dăm seama sau nu de acest fapt, indiferent că acceptăm sau nu, industria alimentară în general e contrafăcută. Îți pline supermarketurile de produse false, de produse contrafăcute care se numește lapte de nu știu ce sau brânză de nu știu ce și nu se face din lapte de animal. Se face din ulei de palmier și din tot felul de produse. Și alea, la final, dragilor, să acumulează în corpul vostru, vă fac cel puțin dereglări, dacă nu boli grave. Și concluzia care îi? Dacă nu ești dispus să-ți crești animalul tău
pentru a avea hrană sănătoasă, înseamnă că îți asumi costul pe care va trebui să-l plătești ulterior la doctor sau chiar cu viața ta. Pentru că cei mai mulți dintre noi aleg să trăiască în confort, să nu trebuiască să vină în fiecare zi la un animal să-i dea de mâncare, să nu trebuiască să-și bată capul cu el, să-l alăpteze, să-l hrănească, să-i curețe gunoiul din spatele lui. E mai comod uneori să merg la muncă pe un salar, să-ți vină un salar sigur în toată luna, dar poate că din salarul ăla tu nu-ți permiți să plătești un produs bio. Pentru că și țăranul trebuie să muncească un an întreg până scoate un purcel. Sau trebuie să muncească 3 ani până are lapte de la o buivoliță sau un an jumate de la o capră. Are și pierderi și alea toate trebuie să și le acopere țăranul ca să fie rentabil. Așa că, dragii mei, consider că trăim deja de câțiva ani vremuri grele. Sunt sigur că vor veni vremuri și mai grele. Nu vă simțiți descurajați. Întorceți-vă la rădăcini. Întorceți-vă la origini. Bunicii noștri nu degeaba munceau munca câmpului. Sigur că o făceau și de nevoie. Aveau nevoie să mănânce. Ei nu prea aveau oportunități locuind la sat să aibă un salar. Puțini mergeau în servici în oraș. Făcea și bunicul meu, de fapt. Dar o lucra și în servici vreo 30 de ani și-a crescut și animale toată viața lui. Așa că nu mai trăiți fantezia de a trăi mult și sănătos din oraș, de la bloc. Mutați-vă la țară, luați-vă ceva animale și îngrijiți-le, iubiți-le și ele vă vor da hrană sănătoasă. Îmi zicea tata că în perioada când părinții lui creșteau bivoli, ei lăsau puiuțul de bivol să sugă o lună de zile tot laptele de la bivoliță, după care, dacă era tăuraș, sacrificau bivolul, sau dacă era puiuț și vreau să-l țină bivoliță, probabil o lăsau mai mult. Dar o lună era standardul, pentru că într-o lună de zile puiul de bivoliță, bând lapte gras de bivoliță direct de la mama lui, se dezvolta foarte, foarte bine și nu făcea sens să-l iei de pe laptele de bivoliță și să-l mai crești apoi, pentru că el slăbea. Deci îl creșteau până la o lună și îl sacrificau. Acum, nu am cum să te spăl pe tine pe sub bărbie cât te-ai dat tu. O să te usuci, o să mai buși din fân. Lasă-mi degetele în pace. Du-te acolo înapoi la locul tău. Și mănâncă-ți fânul, că e gata. Așa că, dragilor, prindeți curaj. Începeți să creșteți voi animale. Încercați să vă creșteți voi cât de multă mâncare puteți în gospodărie, fiindcă vor fi vremuri și mai grele, în care mâncarea adevărată va costa din ce în ce mai mult, pentru că în fiecare an țăranii bătrâni mor și din ce în ce mai puțini oameni cresc animale. Trebuie să ne creștem mâncarea noastră, cel puțin a familiei noastre, fiecare în măsura în care putem. Și dacă nu poți să-ți crești mâncarea ta în gospodărie, alternativa este produsele contrafăcute de la magazin. Untul care nu mai conține decât foarte puțin lapte, probabil brânza care deja poate fi făcută în totalitate doar din uleiuri vegetale și din alte produse chimice și alte lucruri care vă vor distruge organismul și vă vor îmbolnăvi, vă vor băga mai devreme în mormânt. Scrieți-mi în comentarii părerea voastră, aștept reacțiile voastre, spuneți-mi cum vi se pare Anuca. Eu am observat că o slăbit un pic datorită faptului că a avut diaree, dar când îi vom face tranziția la făină și va mânca ea mai bine și fân, va crește și se va dezvolta foarte bine. Am încredere de treaba asta. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă salut și ne vedem data viitoare. Thank you.
gata, nu, că atunci și papă tâine. Revenim de seară la tine. Dar oricum mă bucur că nu ai diareă. Mă bucur că ești mai bine. Care mă bucur să-ți cu tu. Foarte tare mă bucur.